Anul trecut, numărul românilor care declarau că vor să lucreze s-a ridicat la 361.000, în scădere cu 4,9% față de anul anterior, potrivit datelor furnizate luni de Institutul Național de Statistică. Ponderea persoanelor subocupate în totalul populației active a fost în 2015 de 2,9%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât în anul precedent. Din rândul populației inactive în vârstă de 15 și până la 74 de ani, 361.000 de persoane făceau parte din forța de muncă potențială adițională, în scădere cu 19.000 față de anul precedent. Dintre acestea, 357.000 erau disponibile să înceapă lucruri, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2015, raportul procentual dintre această categorie de persoane și populația activă a fost de 3,9%.